procurorul general al României va sesiza senatul respectiv Camera Deputaților pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale față de Ecaterina Andronescu, Valerian Vreme, Șerban Mihailescu. Parlamentul trebuie să voteze ridicarea imunității pentru cei trei miniștri în vederea începerii urmăririi penale. Președintele PNL și candidatul Alianței Creștin Liberale la președinție, Claus Iohannis, spune că aceleul va vota în Parlament pentru ridicarea imunității și începerea măsurilor de verificare. Pe lângă Ecaterina Andronescu, Valerian Vreme și Șerban Mihailescu se vor mai cere avize pentru începerea urmăririi penale în cazul altor șase miniștri. Dan Nica, Adriana Țicău, Gabriel Sandu, Daniel Funeriu, Alexandru Atanasiu și Mihai Nicolae Tănăsescu. În cazul lui Dan Nica, avizul va fi solicitat Parlamentului European, iar pentru ceilalți cinci miniștri, avizul va fi dat de către președintele Traian Băsescu. Direcția Națională Anticorupție a fost sesizată la data de 5 iunie 2013 de către Corpul de Control al Guvernului în legătură cu mai multe nereguli la închirierea de licențe educaționale.